Una dintre acuzațiile cele mai frecvente din partea lumii, mai ales din partea celor necredincioși, este că noi avem un Dumnezeu prea mic. De exemplu, una dintre acuzele cele mai frecvente din partea celor care se consideră atei, e că noi avem, așa zis, un Dumnezeu al golurilor. A God of the gaps, în engleză. Ei zic că noi credem în Dumnezeu pentru că sunt anumite goluri, anumite deficite în cunoștința noastră, lucruri care nu pot fi explicate. Și Dumnezeu este explicația noastră pentru aceste goluri, pentru aceste găuri în cunoștința noastră. Și ei zic, dacă ne uităm în istorie, oamenii nu știau de ce vine ploaia și au zis, răspunsul este Dumnezeu. Dar acum, pentru că știm de ce vine ploaia, care este mecanismul natural prin care vine ploaia, nimeni nu mai crede că Dumnezeii sau Dumnezeu dă ploaia. Da? Și anume, când se găsește o explicație pentru un lucru inexplicabil, nu mai e nevoie de Dumnezeu. Și zic ei că la un moment dat vom avea explicații pentru tot și nu va mai fi nevoie de Dumnezeu. Dar de asemenea, oameni care se consideră credincioși, pot cădea în capcana de a avea un Dumnezeu prea mic. Un Dumnezeu prea mic pentru nevoile lor, pentru experiențele lor. De exemplu, unii au un Dumnezeu al prosperității. Un Dumnezeu care le-a promis că totul va fi bine în viață dacă îl urmezi pe El. Până când lucrurile nu mai merg bine. Până când vine necazul, până lucrurile merg prost. Și atunci, oamenii care au un Dumnezeu al prosperității se găsesc având un Dumnezeu prea mic. Un Dumnezeu care nu știe să facă față la cancer, la un copil care a decedat, la un partener de viață care a plecat și așa mai departe. E prea mic acest Dumnezeu care a fost Dumnezeul prosperității. Sau multe alte soiuri, variante a lui Dumnezeu, care la un moment dat este dovedit ca și fiind prea mic. Și Isaia ne invită în această dimineață și invită poporul său să-și pună întrebarea dacă Dumnezeul în care se încred este suficient de mare. Dacă imaginea acestui Dumnezeu care s-a făurit în mintea lor, prin experiențele lor, prin revelație, prin tot ceea ce știu despre El, este suficient de mare pentru ceea ce urmează să se întâmple. Provocarea pentru noi este dacă Dumnezeul nostru este suficient de mare. Dumnezeul Scripturii este suficient de mare. Întrebarea este dacă Dumnezeul nostru este suficient de mare. Dacă experiența vieții acesteia poate să facă față la Dumnezeul care noi îl avem în mintea și în inima noastră. Dacă rețineți, și probabil că nu rețineți foarte bine, că a trecut mult timp de cât am luat această pauză din cartea Isaia, în capitolele precedente, Isaia ne arată o viziune a unei restaurări. Ne arată întâi faptul că trebuie ca să vină o reformă spirituală în poporul lui Dumnezeu și apoi trebuie să vină o trezire spirituală. Poporul acesta care se află în captivitate, în mijlocul idolatriei, Dumnezeu spune că trebuie să fie reformat, să se întoarcă înapoi la voia lui Dumnezeu, la porunca lui Dumnezeu și când se va întâmpla această reformă, va veni o trezire. Poporul acesta care este adormit va fi trezit. Și apoi, dacă citim, vom vedea mai încolo în Isaia că vine și o înnoire care va fi o înnoire completă. Un pământ nou, un cer nou, da? Această reformă, trezire, la un moment dat conduce la o înnoire completă și avem, evident, o etapă importantă înainte de înnoire și anume, cunoaștem toți magnificul capitol din Isaia 53, venirea celui care va face posibilă această înnoire. Ca atare, când privim în cartea Isaia și când privim mai ales în aceste capitole care ne vorbesc despre reformă, despre trezire, despre înnoire, despre faptul că Dumnezeu intenționează să reverse slava sa peste întreg pământul, urmează de fapt să facă un pământ nou și un cer nou, și privim apoi în jurul nostru, privim la viețile noastre, privim la societatea în care trăim, privim la lumea aceasta, nu este nevoie de altceva decât să deschizi un post de televiziune să te uiți la știri. Să te uiți la cazul din Caracal.
să ascult, ați ascultat, nu, probabil, nu v-ați putut abține, înregistrările la 112. Și să-ți pui întrebarea, ce se întâmplă cu reforma, trezirea și noirea tuturor lucrurilor. Lucrurile nu par să meargă conform unui plan. Lucrurile nu par să meargă spre o înnoire finală. Lucrurile par să fie scăpate de sub control și să meargă din rău în mai rău. Și atunci întrebarea care se pune pentru noi în această dimineață este dacă Dumnezeul tău este suficient de mare să-ți ofere ție o explicație pentru acest fenomen. Cum se poate că lucrurile merg așa cum merg și că se întâmplă tot ceea ce se întâmplă, tragedii, crime, păcate și așa mai departe, și totuși Dumnezeu spune că lucrurile merg spre noire. Isaia vine în capitolul 44 și 45 și vrea ca să picteze o viziune măreață a lui Dumnezeu înaintea poporului și să justifice faptul că planul lui Dumnezeu nu este scăpat de sub control, vine și cu o promisiune a unei eliberări categorice a poporului Israel, dar vom vedea că va fi o surpriză pentru ei, că din nou, inclusiv această eliberare nu va fi conform planului lor sau imaginea care ei o au despre Dumnezeu. În primul rând, Isaia vrea ca să prezinte în prima parte acestei secțiuni un Dumnezeu măreț. În capitolul 44, versetul 24 spune: Eu, Domnul, am făcut toate aceste lucruri. Eu singur am desfășurat cerurile. Eu am întins pământul. Cine era cu mine? Apoi de la versetul 24 la 28 ne arată un Dumnezeu care intervine în istorie să împlinească cuvântul său. Apoi un Dumnezeu care se face cunoscut de la versetul 45, de la capitolul 45, se face cunoscut în mijlocul popoarelor. Și apoi vedem un Dumnezeu care stă și privește tot ceea ce a făcut și spune că este bine și este spre un scop bun. Dar Isaia prezintă, și vom vedea, prezintă și aroganța omenească, aroganța umanității când se confruntă cu acest Dumnezeu și când se confruntă cu ceea ce se întâmplă în jurul lor. Priviți capitolul 45, versetul 9. Vai de cine se ceartă cu făcătorul său, un ciob din cioburile pământului. Oare lutul zice la cel ce îl fățuiește: ce faci? Și lucrarea ta zice ea despre tine: el nu are mâini? Adică omul privește în jurul lui și spune: Doamne, dar ce se întâmplă? Ai zis că vine o înnoire. Ai zis că există un plan. Dar mă uit în jurul meu, mă uit la societate, mă uit la viața mea, mă uit la familie, mă uit la colegii mei, mă uit la orașul acesta, mă uit la țara în care trăiesc. Și lucrurile nu par să meargă bine. Ce faci? Ce se întâmplă? Și încep și îl iei la rost pe Dumnezeu. De parcă el n-ar avea mâini ca să facă din lutul ce-ar vrea el. Isaia ne arată că Dumnezeu are dreptul să fie Dumnezeu. Și asta înseamnă să-și pună în practică planul lui așa cum concepe el și nu neapărat cum concepem noi. Și să se folosească de ce vrea el ca să ducă planul la împlinire, inclusiv de lucrurile acestea care noi le-am considera inadmisibile. Ce Dumnezeu ar putea folosi? Suferința, răul, catastrofa, uciderea, violul, ca să-și ducă la împlinire acest plan măreț. Și luăm la rost pe Dumnezeu. Și Isaia ne va arăta că planul lui Dumnezeu este mult mai măreț și mult mai vast decât putem concepe noi. Și secțiunea se încheie după ce ne arată măreția lui Dumnezeu, ne arată aroganța noastră, arătându-ne chemarea care ne-o face Dumnezeu, invitația care o face Dumnezeu, care o găsim cel mai explicit în capitolul 45, versetul 22, care Dumnezeu spune: Întoarceți-vă la mine și veți fi mântuiți toți cei ce sunteți la marginile pământului, căci eu sunt Dumnezeu și nu altul. Ne arată un Dumnezeu care este un Dumnezeu al popoarelor, al tuturor oamenilor care se încred în El. Un Dumnezeu care este adeverit prin tot ceea ce a spus, prin tot ceea ce a făcut, dar în cele din urmă, un Dumnezeu care este nu doar un mântuitor, dar și un judecător.
că vrei sau nu vrei, te întâlnești cu acest Dumnezeu. Că îți convine sau nu îți convine planul lui și metoda lui de operare, vei sta față în față cu acest Dumnezeu. Și dacă nu va fi mântuitorul tău, va fi judecătorul tău. Și încă mai este vreme și Isaia face această chemare și Dumnezeu o face prin el, să te întorci la Dumnezeu și să fii mântuit. În primul rând, așa cum am zis, începem cu expunerea lui Dumnezeu prin Isaia a măreției lui. În capitolul 44, versetul 24, dar apoi și în 45, versetul 7, Dumnezeu subliniază cât de măreț este el prin lucrările lui. Eu, Domnul, am făcut toate aceste lucruri. Și în capitolul 45, eu, Domnul, fac toate aceste lucruri. Dumnezeu se afirmă măreț și suveran peste absolut tot. Isaia ne spune că Dumnezeu este cel care a creat toate lucrurile și că este suveran peste toate evenimentele. Eu singur am desfășurat cerurile, spune Dumnezeu. Eu am întins pământul. El este creatorul tuturor lucrurilor, fără excepții. Nu există ceva care să fie în existență pentru care Dumnezeu să nu fi fost cauza, să nu fi fost cel care le-a adus în existență. Eu întocmesc lumina și fac întunericul. Eu dau propășirea și aduc restriștea, nenorocirea. Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri. Dumnezeu nu este doar suveran în sensul că a creat totul, ci este suveran în sensul că controlează toate evenimentele. Toate evenimentele. Eu dau nenorocirea și eu dau binecuvântarea. Eu fac să fie lumină și eu fac să fie întuneric. Avem noi în mintea noastră oare un Dumnezeu suficient de mare încât să înțelegem că El este Cel care dă și binecuvântarea și nenorocirea, că El lucrează și prin lumină și prin întuneric, că înțelepciunea Lui și planurile Lui sunt cu mult dincolo de priceperea noastră și noi nu vom putea înțelege pe deplin cum El poate să se folosească de toate aceste lucruri spre împlinirea planului Său. Ne putem închipui, când poporul Israel a auzit aceste cuvinte, că promisiunile lui Dumnezeu au rezonat cu el, cu poporul Israel. Le-a plăcut această promisiune de eliberare. Le-a plăcut că Dumnezeu se prezintă ca și un Dumnezeu suveran și puternic care îi poate izbăvi. El este soluția pentru ei. El are puterea necesară să-i scoată din captivitate. Le-a plăcut declarația unui Dumnezeu măreț care va restaura poporul Israel, dar există pentru ei o problemă. Și de aceea vedem mai încolo că Dumnezeu tratează răzvrătirea lor arogantă. Nu le place soluția lui Dumnezeu. Eu zic, capitolul 44, 28 spune, eu zic despre Cir, el este păstorul meu și el va împlini toată voia mea. Capitolul 45, versetul 1, așa vorbește Domnul către unsul său, către Cir. Acum, cum ar trebui ca să înțeleagă poporul Israel aceste afirmații când de-a lungul prorociei lui Isaia se spune din nou și din nou și din nou că păgânii și idolii păgânilor sunt neputincioase, niște dumnezei falși? Isaia din nou și din nou, Dumnezeu prin Isaia din nou și din nou îi face de rușine. Și acum poporul Israel este confruntat cu promisiunea lui Dumnezeu de a-și arăta puterea lui și de a izbăvi din necazul lor și o va face printr-un păgân. Și ei zic, Doamne, nu se poate așa ceva. Adică înțelegem, tu ești suveran, tu ești puternic, tu poți rezolva problema aceasta. Dar printr-un păgân? Printr-un împărat păgân? Prin tot ceea ce ne-ai spus că este spurcat și urât? Cum trebuia să înțeleagă poporul Israel aceste afirmații? Dumnezeu din nou și din nou, cum ziceam prin Isaia, confruntă și umilește idolii păgâni. Și acum un împărat păgân, un idolatru, numit de Dumnezeu păstorul lui și unsul lui. Ce trebuiau ei să înțeleagă din acestea? Trebuia să înțeleagă că faptul că Dumnezeu este suveran
înseamnă că El este suveran peste absolut tot. Peste toată istoria, peste toți împărații. Și dacă El vrea să folosească un împărat păgân pentru împlinirea planului Său, este prerogativa Lui. Și că nimeni, nici măcar poporului ales, nu poate să spună: Doamne, de ce? De ce lucrezi în felul acesta? De ce ai permis să fim duși în captivitate? Și de ce vii și ne promiți acum că vom fi umiliți din nou? Fiind scoși din captivitate de un păgân. Dacă El vrea să folosească un împărat păgân, este prerogativa Lui. Dacă Dumnezeu vrea să dea biruință Imperiului Persan, lui Cir, pentru ca în felul acesta să-și ducă poporul din exil, să-l ducă acasă, El poate să facă lucrul acesta și are dreptul să facă lucrul acesta pentru că este în control peste toate lucrurile. Ne uităm de multe ori la istoriile, la istoria din jurul nostru, la evenimentele care se întâmplă. Și ne întrebăm de ce. De ce ar lucra Dumnezeu în felul acesta? De ce ar permite să se întâmple anumite războaie? De ce ar permite atâta suferință? De ce permite oameni răi, păgâni, ca să ajungă să tragă sforile istoriei? Mi se pare nouă că le trag ei. Și începe și te rogăm pe Dumnezeu: Doamne, dar ce faci? Cum de-ai permis lucrul acesta? Cum de-ai permis crimele acestea să se întâmple? Și Dumnezeu răspunde: pentru că Eu sunt Dumnezeu și am voie să-mi îndeplinesc planul cum consider Eu că este bine. Și poporul probabil că se întreba: dar totuși să-l numești pe acest păgân uns și păstorul tău? Dumnezeu îl folosește pe Cir ca și o tipologie pentru Hristos. Cir urma să elibereze poporul Israel din captivitate. Cir urma să reconstruiască templul, locul de întâlnire a poporului cu Dumnezeu. Lucrările acestea sunt tipologice pentru lucrarea care avea să facă Hristos, care trebuia să aducă adevărata eliberare, care trebuia și va fi templul lui Dumnezeu în mijlocul poporului Său. Și Dumnezeu vine și spune poporului Său că are tot dreptul să folosească un imperiu păgân să transmită acest mesaj și să aducă acest plan la împlinire. La fel cum atunci când am studiat cartea Rut, ne-am pus întrebarea: cum de Dumnezeu a luat o femeie păgână și a adus-o în poporul Său, a înfiat-o în poporul Său printr-o serie de tragedii, da? Familia lui Elimelec se duc în țara Moabului, inamici al poporului Dumnezeu. Dumnezeu omoară pe Elimelec, pe fiii lui, ca să o forțeze pe Naomi și pe Rut să se întoarcă înapoi la poporul Israel. Și avem toate acele evenimente care se întâmplă, încât concluzia cărții, surpriza pentru noi, este Rut, această moabită, face parte din genealogia Domnului Iisus Hristos. Și ne întrebăm: cum este posibil așa ceva? De asemenea, Cir este folosit aici într-un fel în care noi spunem: Doamne, nu se poate, e prea de tot să folosești un asemenea om în planul Tău și ca el să reprezinte lucrarea care Hristos avea ca să o facă. Și Dumnezeu spune: Eu fac ce vreau. Pentru că Eu sunt Dumnezeu și voi sunteți făpturile Mele. Dumnezeu poate și are tot dreptul să folosească un imperiu păgân, să folosească o nenorocire, să folosească o suferință, să folosească absolut tot spre împlinirea planului Său. Ce ar trebui noi să învățăm din modul acesta de operare a lui Dumnezeu? Din dezvăluirea aceasta care o face față de poporul Său? Ar trebui ca să învățăm să lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Eu întocmesc lumina și fac întunericul. Eu dau propășirea și aduc nenorocirea. Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri. Dacă ai un Dumnezeu în mintea ta despre care nu poți spune și nu poți afirma că El este suveran și peste lumină și peste întuneric, și peste viață și peste moarte, și peste vindecare și peste boală, și peste belșug și peste nenorocire, dacă nu pot privi la viața mea și să spun
îngenunchiat înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu mi-a dat cancer. Și este prerogativa lui că mi-a dat. Este dreptul lui. Dacă el a vrut să lucreze sfințenia în viața mea prin cancer, este dreptul lui. Și dacă Dumnezeu a lucrat pocăința în viața ta prin nenorocire, este dreptul lui și lăudat să fie el că a lucrat-o. Dar în mintea foarte multor credincioși, un asemenea Dumnezeu nu poate fi conceput. Dumnezeul care ți-a copilul, Dumnezeul care ți-omoară soția, Dumnezeul care nimicește națiuni. Pentru ei Dumnezeu este un fel de mega moș Crăciun. Un bătrân drăgălaș care îți trimite cadouri. În niciun caz nu este suveranul terifiant care are drepturi depline asupra creației lui și își duce planul la împlinire prin absolut tot. Și prin binecuvântări, și prin nenorociri. Și prin vindecări, și prin boală, și prin dezastru, prin absolut tot. Când privim noi la o nenorocire, la un război, la o tragedie, putem vedea în acele lucruri mâna suveranului lui Dumnezeu sau ne întrebăm și noi, cum se poate? Doamne, nu ești în control? Putem vedea că Dumnezeu lucrează și prin aceste lucruri? Sau ne-am croit în mintea noastră un Dumnezeu care este suveran doar peste lumină, dar nu și peste întuneric? Suveran doar peste binecuvântare, dar nu și peste nenorocire? Suveran peste izbăvire, dar nu peste încercare? Mulți dintre creștini au o imagine așa mistică, păgână, un dualism din ăsta. Există două forțe în univers, binele și răul. Și ce se întâmplă este rezultatul acestei bătălii. Câteodată câștigă Dumnezeu care este bun, câteodată câștigă Satana. Biblia spune că Dumnezeu întotdeauna câștigă. Și că atunci când Satan face ceva rău, sau atunci când oamenii răi, păcătoși, prin propria lor inițiativă fac ceva rău, Dumnezeu n-a pierdut bătălia. Ci ei de bună voie au făcut exact ceea ce Dumnezeu a rânduit să se facă. Și în mintea celor mai mulți credincioși, un asemenea Dumnezeu nu poate exista. Un Dumnezeu care este în control și peste împărații malefici și peste Hitler. Dumnezeu este suveran, a fost suveran peste Hitler. Există în mintea ta un Dumnezeu așa de mare încât să poți concepe, deși nu poți înțelege că dacă El are un plan măreț, l-a dus la împlinire și chiar prin Hitler. Și chiar prin ceea ce se întâmplă, toate lucrurile urâte care se întâmplă în țara noastră. Dumnezeu este Cel care a trimis poporul în captivitate și El este Cel care spune că îl va restaura. Și o va face cum vrea El. Folosindu-se de un împărat păgân care îl va ridica, căruia îi va da biruință. Îi va da puterea să nimicească popoare. Îi va da puterea să răspândească un imperiu. Omenește vorbind, îi va da putere, slavă, resurse. Și El spune poporului Israel, dacă eu vreau să fac asta, voi n-aveți ce comenta. Este dreptul meu. Să ne gândim, nu? La istoria modernă. Pentru mine, ca și cetățean american, este fascinant fenomenul Donald Trump, da? Președintele nostru. Care, dacă te uiți așa în istoria Americii, este poate cel mai păgân. Să fim foarte sinceri. Și Dumnezeu ridică pe omul acesta, extrem de păcătos, cu o busolă morală rătăcită total, ca să fie ciocanul lui, ca să fie cel care să apere interesele lui Dumnezeu, care să fie cel care să lupte împotriva avortului, care să lupte pentru libertatea religioasă, care să lupte pentru creștini. El care, mai mult ca sigur, are nicio treabă cu Dumnezeu. Cu adevărat. Face doar politică foarte bună. Profită de faptul că încă mai sunt foarte mulți creștini în Statele Unite. Și te gândești, măi, nu a putut Dumnezeu să ridice, nu știu, un baptist puternic. Rețineți un baptist puternic în istoria Americii. Bill Clinton era un mare baptist, da? Cum o sfârșit el. Și Dumnezeu ridică pe păgânul ăsta, că asta este, n-are rost ca asta, este președintele meu și conform Scripturii ies obligat ca să îl cinstesc și să mă rog pentru el și pentru ăsta la alt ticălos, Iohannis, și pentru el trebuie să mă rog și să-l cinstesc, da? Să mă supun autorității
Și Dumnezeu ridică omul acesta care este o contradicție în termeni pentru noi creștinii. Și spune, Doamne, dar n-ai găsit altul? Unul mai bun? Unul mai moral? Unul mai etic? Nu neapărat să fie creștin, dar... Dumnezeu spune, e dreptul meu să conduc istoria cum vreau eu. Cum vreau eu? Eu dau împărații care vreau, buni sau răi. Și toate le croiesc cum vreau eu ca să-mi împlinesc planul acesta. Gândiți-vă la cea mai întunecată zi din istoria omenirii. Gândiți-vă la cel mai mare păcat săvârșit împotriva lui Dumnezeu. Cea mai mare crimă a umanității săvârșită împotriva lui Dumnezeu la răstignirea Fiului lui Dumnezeu de către poporul Israel. Știți ce zice Isaia despre acest eveniment în capitolul 53 cu versetul 10? Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească. Domnul a avut în plan să-l zdrobească. Dumnezeu n-a scăpat lucrurile de sub control. Apostolul Petru spune în predica lui de la Cincizecime, pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Voi l-ați omorât, voi ați comis crima, voi ați vrut moartea lui. Voi, prin pornirile voastre păcătoase, dar știți ce? Nici în acel moment, în cea mai întunecată zi a istoriei, Dumnezeu n-a scăpat și n-a abdicat de pe tronul său suveran lucrurile de sub control. Dar poporul Israel nu avea un Dumnezeu, cei mai mulți dintre ei, așa de mare în mintea lor. De aceea când a venit Mesia, pentru ei a fost o rușine. Pentru ei a fost o absurditate. N-au conceput că Dumnezeu chiar va lucra în felul acesta. Și Dumnezeu vrea ca să învețe această lecție și le dea această lecție prin eliberarea care urma să o dea prin cir, cu sute de ani înainte și ei tot nu-s pregătiți să înțeleagă că Dumnezeu lucrează cum vrea El, nu cum gândim noi. Și are dreptul să facă lucrul acesta. Dumnezeu nu are nevoie ca noi să îl salvăm de responsabilitate pentru aceste lucruri. Noi asta vrem să facem. Doamne, dacă eu spun că Dumnezeu dă nenorocirea, îl fac culpabil pe Dumnezeu. Oamenii zic că avem un Dumnezeu rău. Dacă le explic că Dumnezeu a planificat răstignirea Domnului Iisus Hristos, ce se întâmplă? Dacă le spun că tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, da? Crime, violuri, furturi, peste toate Dumnezeu este suveran. Cum vor mai putea oamenii să se închine în fața unui asemenea Dumnezeu? Problema este că așa se prezintă Dumnezeu. Dumnezeu spune, voi ați făcut, voi ați vrut, voi sunteți păcătoși, dar eu sunt în control. El nu caută să se scuze. El nu caută să se retragă și să spună, nu, eu n-am vrut, eu n-am putut opri, ci v-am lăsat liber și ca tare, eu nu mai am ce face. Dumnezeu nu se prezintă în felul acesta. Dumnezeu ne spune că El este în control, în mod decisiv, peste toate lucrurile, și peste lumină, și peste întuneric, și peste binecuvântare, și peste nenorocire. Ne spune că nimic nu poate frustra planurile lui Dumnezeu. Că atunci când vine întunericul peste viața noastră, peste familia noastră, peste biserica noastră, peste istorie, peste țara noastră, atunci când vine acel întuneric, Dumnezeu nu a falimentat și nu a scăpat lucrurile de sub control, ci El a rămas suveran. El conduce spre împlinirea planului sale istoria și în acele zile întunecoase. Și prin acele momente dureroase. Priviți în contrast cu reacția negativă, care o să o vedem, arogantă a oamenilor, reacția lui Dumnezeu la aceste afirmații. Eu întocmesc lumina și fac întunericul. Eu dau propășire și aduc nenorocirea. Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri. Versetul 8. Să picure cerurile de sus și să plouă în norii neprihănirii. Să se deschidă pământul, să dea din el mântuirea. Și să iasă totodată din el izbăvirea. Eu, Domnul, fac aceste lucruri. Ați văzut repetiția, da? În versetul 7, Dumnezeu dă lumină întuneric, binecuvântare în nenorocire și după aia spune, eu le-am făcut pe toate acestea. Și după aia în versetul 8 ne explică că prin toate acestea, El dă mântuire și izbăvire. Și din nou afirmă, eu, Domnul, fac aceste lucruri. Dumnezeu nu privește la lucrurile acestea rele, și sunt rele,
Nu privește la nenorocirile care se întâmplă, la crimele la care se întâmplă, la războaiele care se întâmplă, la împărații păgâni care se ridică și spune, vai de mine ce s-a întâmplat. Dumnezeu privește și spune, se întâmplă tot conform planului. Eu le fac pe toate. Eu le rânduiesc pe toate. Și prin aceste lucruri inexplicabile, aduc oamenilor izbăvire și mântuire. Dumnezeu folosește în înțelepciunea sa infinită chiar lucrurile păcătoase, chiar nenorocirea spre împlinirea unui scop bun, să aducă neprihănirea, să se deschidă pământul și să dea mântuire și să dea din el izbăvirea. Acesta este scopul lui Dumnezeu. Și acesta este scopul lui Dumnezeu cu tine dacă ești copilul lui. Ca prin toate lucrurile, inclusiv cele rele, să fii izbăvit, să fii mântuit, să ajungi neprihănit. Acesta este scopul lui pentru toți aleșii lui. Și el mișcă istoria pentru ca scopurile lui să se întâmple și o mișcă câteodată în feluri foarte dureroase și foarte sângeroase. Dar în înțelepciunea lui infinită, el consideră că este bine și este bine și are tot dreptul să o facă. Prin absolut orice mijloc consideră el bun pentru că el este Dumnezeu. Când se va trage linia, da, noi acum privim prin istorie și spunem, merită? Merită războiul ăla să fi întâmplat? Ca după aia cumva să fi pătruns Evanghelia în țara respectivă? Merită ucenicii la Ierusalim să fi suferit prigoana ca după aia să fie răspândit să ducă Evanghelia? Merită să fi forțași pe rug? Pentru că alții care priveau cum ardeau creștinii cântând să primească mântuirea? Merită? La finalul istoriei, când vom sta și se va derula planul lui Dumnezeu înaintea ochilor noștri, vom spune a meritat. Și toate deciziile au fost bune. Inclusiv acele momente de suferințe care s-au revărsat asupra mea. Inclusiv nenorocirile care nu le-am înțeles, care le-am simțit pe pielea mea. Inclusiv acelea au meritat. Și nu ne va părea rău, nu vom reproșa lui Dumnezeu, Doamne, de ce ai îngăduit asta, de ce ai rânduit aia, de ce ai suferit asta, de ce au trebuit ca să trec prin asta? Doamne, a meritat toată suferința, toată boala, tot ceea ce s-a întâmplat, a meritat. Priviți aroganța umană. Aroganța omului este să stea în judecată asupra lui Dumnezeu și să zică, de ce ai făcut asta? De ce ai îngăduit? De ce ai decis așa ceva? Vai de cine să ceartă cu făcătorul său. Un ciob dintre cioburile pământului. Oare lutul, zice el celui ce îl fățuiește, ce faci? Și lucrarea ta, zice ea despre tine, el n-are mâini? Vai de cine zice tatălui său, pentru ce m-ai născut? Și mamei sale, pentru ce m-ai făcut? Dumnezeu te cheamă să crezi în El pentru că El este Dumnezeu. Nu pentru că tu ești de acord cu deciziile Lui. El nu are nevoie de aprobarea ta. El nu are nevoie ca tu să privești la deciziile Lui din jurul tău și să spui sunt de acord. Tu ai nevoie de mântuirea Lui. Tu ai nevoie de dragostea Lui. Planurile lui Dumnezeu nu au cum să facă sens pentru noi. La fel cum dacă iau probleme de matematică, de calculus și le dau la copiii noștri, da? Să zic că astea-s prostii. Astea-s prostii. Nu cuprinde mintea lor la vârsta asta, da? De asemenea, noi, cu înțelepciunea care o avem, cu capacitatea care o avem, limitată, finită și marcată de păcat, nu am cum să fac sens din ceea ce se întâmplă. Nu am aparatura necesară, capacitatea necesară ca să judec corect dacă e drept sau nedrept. Și aroganța umană este că, deși suntem așa de limitați, stăm în judecată asupra lui Dumnezeu și spunem, nu e bine. Doamne, nu trebuia să îngădui asta. Nu trebuia să alegi așa. Nu trebuia să permiți lucrul ăsta. Și Dumnezeu vine și spune, este la fel cum ar veni copilul și ar spune, mami, nu trebuia să mă naști. Câtă aroganță! Câtă prostie! Să crezi tu că ai putea ca să iei o asemenea decizie.
Dumnezeu ne smerește și ne arată că El este Dumnezeu și noi suntem lucrarea mâinilor sale, care dreptul ca să facă cu noi tot ceea ce vrea. Credința adevărată implică o smerenie extraordinară, o recunoaștere deplină a drepturilor lui Dumnezeu asupra noastră, a faptului că dacă El a hotărât să ne ducă în împărăția Lui prin suferință, este bine. A faptului că El dispune cu creația Lui să facă ce vrea El. Și este bine, pentru că este dreptul Lui. Pentru poporul Israel, Cir reprezintă din nou această umilire. De parcă nu era suficient de rău că se află în captivitate, că sunt departe de țara lor, acum li se spune că vor fi restaurați printr-un împărat păgân și vor intra înapoi în țara lor, care o consideră de drept, doar cu acordul lui Cir, un împărat păgân, un dușman al lui Dumnezeu, după definiția clasică, da? Și mai rău decât atât, el, păgânul acesta, va sponsoriza reconstruirea templului. Locul în care poporul lui Dumnezeu se va întâlni cu Dumnezeu și trebuie să-L slăvească pe Dumnezeu și să-I mulțumească pentru eliberare, va fi sponsorizat de un păgân. Și poporul spune, asta e prea de tot. Chiar în halul ăsta să ne umilești? E prea de tot, e prea mult. Pentru poporul Israel să accepte că așa ceva este bine, înseamnă o smerenie fantastică. Necesită să vină și să spună, Doamne, Tu ești Dumnezeu și chiar dacă omenește, nu suntem de acord. Dacă Tu zici că este bine, este bine. Dacă ăsta e planul Tău, este bun. Nu este așa că noi de multe ori în viața noastră suferim de această aroganță? Doamne, de ce s-a întâmplat asta? Doamne, dar cum ai putut îngădui așa ceva? Doamne, dar chiar trebuia să se întâmple acum necazul ăsta? V-am mai spus despre experiența care am avut-o ca și un mic copilaș. Am avut o soră la noi în biserică, în New York, care a fost foarte apropiată de familia noastră. Venea tot timpul după biserică, la noi în casă, petrecea timp cu copiii, ne spunea povești seara înainte de culcare, duminică seara, ne aducea cadouri. Dacă era ziua mea, aducea cadouri și la Timi și la Dina. Era o soră care ne iubea deosebit de mult și la un moment dat sora aceasta s-a îmbolnăvit de cancer și s-a mutat în Atlanta ca să stea cu copiii ei acolo și nu mai avea mult timp de trăit. Și l-a chemat pe tata să meargă de la New York la Atlanta, fiind păstorul ei, să o vadă o ultimă dată. Și nu o să uit toată viața mea, stând undeva într-un colț în cameră și ascultând discuția între tata și această femeie, Dori Tudor. Și spunea ea tatălui, frate Levi, nici măcar nu vreau să-L supăr pe Dumnezeu întrebând de ce. Necesită o credință și o smerenie fantastică să înțelegi că tu ești creatură și El este Dumnezeu. Și dacă El a hotărât că acum este momentul și așa trebuie să se sfârșească, ăsta este planul și este bine. Dumnezeu vrea ca să învețe poporul Său și vrea ca să ne învețe și pe noi această smerenie. Fraților, credința într-un Dumnezeu mare și suveran, care este suveran peste bine și peste rău, nu este ușoară. Este grea. Necesită o smerenie totală, o îngenunchiare totală înaintea lui Dumnezeu. Doamne, Tu ești Dumnezeu, eu sunt doar o făptură creată din lut. Nu este așa că soluția lui Dumnezeu pentru restaurarea finală este de asemenea absurdă? Ne-am fi așteptat ca Dumnezeu, la un moment dat în istorie, să vină cu fulgeri și cu tuneți și cu oștirile de îngeri și să ne elibereze pe noi copiii Lui din captivitate. În schimb, ce face El este total contra înțelepciunii noastre. El a trimis pe Fiul Său, născut din fecioară, născut într-o iezle, în umilință, în smerenie, ca să trăiască o viață perfectă, dar umilitoare, și apoi să fie crucificat. Ceea ce era un simbol al rușinii. Și îmi cere să-mi pun nădejdea în moartea Fiului Său pentru ca eu să fiu eliberat și să am viață.
Ce absurditate. Să cred în unul care a murit ca eu să am viață. Și apoi, după ce îmi pun credință în acesta, să trăiesc o viață care de multe ori este ea plină de suferință, de catastrofe, de nenorociri, și să înaintez pas cu pas, prin credință, prin lumea aceasta, plină de păcat, plină de durere, spre cer. Crezând că la finalul acestei dureri voi fi în ceruri. Este o nebunie, omenește vorbind. O nebunie. Apostolul Pavel și spune, Evanghelia noastră este o nebunie pentru cei din lume. Dumnezeu nu este obligat să lucreze cum așteptăm noi, ci El lucrează cum vrea El. În ultima parte a acestei secțiuni, Isaia adresează chemarea lui Dumnezeu. Isaia ne arată că scopul lui Dumnezeu este mai mare și mai măreț decât doar eliberarea poporului Israel. Versetul 14. Așa vorbește Domnul. Câștigurile Egiptului și negoțul Etiopiei și ale Sabeienilor, oamenilor de statură înaltă, vor trece la tine și vor fi ale tale. Popoarele acestea vor merge după tine, vor trece înlănțuite, se vor închina înaintea ta și vor zice rugându-te. Ca să înțelegem imaginea aceasta, trebuie ca să înțelegem că ei erau în captivitate. Ei erau cei în lanțuri. Și Dumnezeu spune că se va întoarce roata și ei vor fi cei care vor domina. Dar cu ce scop? Vrea Dumnezeu doar ca să le dea lor cel mai mare imperiu? Vrea Dumnezeu să spună că copiii lui Dumnezeu ar trebui ca să stăpânească pe acest pământ? Priviți! Ce vor spune aceste popoare? Numai la tine se află Dumnezeu și nu este alt Dumnezeu afară de El. Dar tu ești un Dumnezeu care te ascunzi. Tu, Dumnezeul lui Israel, Mântuitorule, toți sunt rușinați și uluiți, toți pleacă plini de ocară, făuritorii idolilor, dar Israel va fi mântuit de Domnul cu o mântuire veșnică. Voi nu veți fi nici rușinați, nici înfruntați în veci. Izbăvirea lui Israel, spune Isaia, are ca scop preamărirea lui Dumnezeu printre toate popoarele, așa încât să vadă mărăția lui Dumnezeu și să vină la el. Și să spună, când privesc acest popor luat din captivitate, eliberat, să zic că este evident că doar la Dumnezeu este scăpare. Și aceștia care înainte erau cei în putere, se vor vedea pe ei în lanțuri și vin și spun, spuneți-ne despre Dumnezeul vostru. Spuneți-ne despre Cel care v-a izbăvit pe voi. Apoi la versetul 18, la versetul 21, Isaia ne arată pe Dumnezeul care s-a revelat. Scopul nu este doar să izbăvească și lumea să se minuneze, ci ne arată că Dumnezeu de-a lungul istoriei s-a revelat și din nou se revelează în mijlocul poporului său. Căci așa vorbește Domnul, Făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu care a întocmit pământul, l-a făcut și l-a întărit. L-a făcut nu să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit. Dumnezeu arată prin Isaia revelația lui prin creație. Apoi arată revelația specială. Eu sunt Domnul și nu este altul. Eu n-am vorbit în ascuns, într-un colț întunecos al pământului. Eu n-am zis seminției lui Iacov, căutați-mă în zadar. Eu, Domnul, spun ce este adevărat, vestesc ce este drept. Dumnezeu, prin mijlocul poporului său, a vorbit din nou și din nou și din nou. Apoi vine cu anumite dovezi ale existenței lui. În primul rând, dovedește că Dumnezeu este Dumnezeul adevărat în contrast cu falșii Dumnezei. Și priviți la idolii de lemn. Au ei vreo putere? Pot ei să facă ceva? Chemați-i să se sfătuiască, să se certe între ei. Smuți, sunt idoli de lemn. Apoi prin puterea profetică. Și spune, uitați-vă la profețiile care le-am adus prin intermediul poporului meu. Toate s-au întâmplat. Și această profeție despre eliberarea lui poporului se va întâmpla. Și când se dovedește adevărată, popoarele din jur ar trebui să se teamă și să spună, acesta este adevăratul Dumnezeu. Scopul evenimentelor este revelarea lui Dumnezeu. Scopul este când privim la tot. De la natură, la istorie, la cuvântul revelat în Scripturi, să spunem, nu este alt Dumnezeu decât Dumnezeul Scripturii.
Eu sunt singurul Dumnezeu, spune el, drept și mântuitor. Și alt Dumnezeu afară de mine nu este. Acesta este Dumnezeul care s-a revelat, care se face cunoscut, ca oamenii să-L cunoască și să fie mântuiți prin El. Și poporul este instrumentul de care se folosește Dumnezeu. Ca atare, eliberarea lor este mai importantă decât doar ei să fie liberi și fericiți. Pentru că trebuia să vină revelația supremă, care este Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Dar pentru aceasta trebuia ca Dumnezeu să-și ducă poporul înapoi în țară, pentru că acolo trebuia să se petreacă aceste evenimente. Acolo trebuia să vină Mesia. Și dacă stăteai și te uitai la acest popor în lanțuri, ziceai, gata. E gata plan. Poporul este înrobit, nu se mai poate rezolva. Și Dumnezeu spune, nu, eu am să ridic pe cir, am să vă eliberez, am să vă dau țara înapoi, am să vă reconstruiesc templu, toate prin păgânul acesta, dar nu nici de dragul lui, nici de dragul vostru, ci de dragul să mă fac cunoscut spre gloria mea, ca să vină Mesia și prin el oamenii să fie mântuiți. Chemarea finală o avem în versetul 22 la versetul 24. Întoarceți-vă la mine și veți fi mântuiți. Și instant ne gândim, mântuiți de la ce? Și înțelegem că Dumnezeu deodată se prezintă ca și mântuitor, dar și ca și judecător. Orice genunchi se va pleca înaintea mea, spune Domnul, și orice limbă va jura pe mine. Numai în Domnul, mi se va zice, locuiesc dreptatea și puterea. La El vor veni și vor fi înfruntați toți cei ce erau mâniați împotriva Lui. Chemarea este aceasta în această dimineață. Ai tu în inima ta un Dumnezeu suficient de mare? Ai îngenunchiat înaintea Lui și ai spus din toată inima că doar El are dreptate și că tot ce face este drept și este prerogativa Lui să conducă istoria și viața ta cum vrea El? Te-ai încrezut în El, în planul Său, în Fiul Său pentru mântuirea ta? Dacă da, atunci aștepți cu nerăbdare și cu credință, în mijlocul durerii, în mijlocul încercării, ziua în care împărăția Lui va fi instaurată. Dar dacă nu, va veni o zi în care vei da față cu acest Dumnezeu. Și dacă nu este mântuitorul tău, este judecătorul tău. Și ce zi grozavă și terifiantă va fi. Dar astăzi, Dumnezeul care conduce toată istoria a condus lucrurile în așa fel încât chemarea asta să răsune și în urechile tale. Întoarceți-vă la mine și veți fi mântuiți. Amin. Amin.